Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Mihai Cristian, protoiere Vecislav, din preună cu familia și parohienii săi, Domnului Enureașii săi, Domnului să ne rugăm. În țara noastră, Moldova, stăpânirea, armata și poporul ei, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsile, Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Fecioară Maria, cu toți sfinții, pomenindu-o pe noi, cine și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Pe ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pur repicioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim pe noi înșine
și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
vecii vecilor. Amin. Copii,
maturi și toți, ca să nu facem o separare oarecare, iubiți într-o Hristos, frați și surori, toți cei prezenți și rugători astăzi la această sfântă și dumnezeiască slujbă. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am renicit ca să ajungem în această sfântă zi luminoasă de sărbătoare, care pentru satul nostru, zic din satul nostru, pentru că de aici am și eu rădăcinile, este zi de hram, zi de sărbătoare. Oamenii obișnuiesc la hram doar să se axeze pe petrece, să spun la direct, pe băutură și mâncare. Dar nu acesta este sensul, nu acesta este important. Petrecerea, băutura, mâncarea, distracțiile în general, ci slujba închinată cu mare mulțumire lui Dumnezeu, patronului, ocrotitorului, acelei sfinte biserici și acelei localități. Deci astăzi, noi, satul nostru și întreaga creștinătate, dă mulțumire Bunului Dumnezeu pentru marele praznic și pentru marele sfânt pe care îl cinstim astăzi, Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă să intrăm un pic în Sfânta Scriptură, să luăm aminte ce a spus Mântuitorul Hristos față de Sfântul Ioan Botezătorul. Nu s-a născut nimeni mai mare din femei ca Ioan Botezătorul. Cu aceste cuvinte l-a fericit Mântuitorul Hristos. Probabil că și de aceea în întreaga lume, nu numai creștină, dar și la alte popoare ale lumii, Ioan este răspândit, adică acest nume pentru bărbați sau pentru doamne, domnițe, domnișoare, Ioan, care a devenit Sfântul Ioan Botezătorul și pentru ele un grabnic ajutător și binecuvântată rugăciune. Deci astăzi noi o sărbătorim pe cel care nu a avut copilărie fericită, Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că noi toți am avut o copilărie fericită încă de acasă, de la părinți, ne mai vorbim de grădiniță sau să vorbim de timpurile contemporane, de astăzi, grădinițe particulare, dar tot o grădiniță particulară a avut și Sfântul Ioan Botezătorul. Numai că ea era unde? În pustie, nelocuită de ființă omenească. Pentru că el acolo, după ce Irod a urmat pentru ca să ucidă pe împăratul iudeilor, pe Iisus Domnul, deci nu a fost omorât nici împăratul iudeilor, Iisus Domnul, și nici Ioan Botezătorul, care era, de fapt, vireșorul Mântuitorului Hristos, cu o jumătate de an mai mare decât Mântuitorul, pentru că atunci când ostașii căutau ca să ucidă pruncii din Betleem și au omorât un număr mare de 14.000 de prunci, mama, Sfânta Elisabeta, cu pruncul în brață, s-a ascuns într-un munte, în care s-a rugat muntelui, muntea lui Dumnezeu, deschide-te și primește pe mama cu pruncul. Și se spune că muntele s-a despicat, s-a deschis în două și mama a intrat cu pruncul în munte și muntele s-a închis. Acolo, după Sfânta Tradiție, știm că mama a murit, de către îngeri a fost înmormântată și pruncul acolo și-a petrecut copilăria și adolescența în pustia Iordanului.
nu cunoaștem nimic mai mult din Sfânta Scriptură, din copilăria și din adolescența Sfântului Ioan Botezătorul, decât acum Sfinții Apostoli și Evangheliști ne descriu cu lux de amănunt, înainte de dumnezeiască arătare sau epifanie, adică înainte de praznicul Domnului, știm că Sfântul Ioan Botezătorul boteza cu apă spre pocăință pe oamenii care petreceau în fără de legi, nicăieri în altă parte decât la râul Iordan. Râul Iordan este prorocit încă din vechime de Sfântul Proroc David. Ca să fac o legătură, o remarcă, Sfântul Proroc David a spus: Taborul și Ermonul într-un numele Tău se vor bucura. Muntele Taborului este preaslăvit prin schimbarea la fața Mântuitorului Hristos, pe care acolo s-a auzit glasul lui Dumnezeu, despre care voi vorbi mai departe în Sfânta Evanghelie, iar Ermonul este în Siria de astăzi, practic de unde pornește râul Iordan. Se scurge mai apoi în Marea Galilei și apoi iarăși cea curgerea albii a Iordanului spre Marea Moartă. O distanță nici mică, nici mare, de vreo 300 de kilometri. Deci, iarăși mă axa pe cei ce a spus Sfântul Proroc David mai departe. Iordane, că te-ai întors înapoi. Voi ajunge și la aceste cuvinte, pentru că ele sunt, practic, vii, aceste cuvinte, astăzi, când se săvârșește adiazma mare sau slujba de Iordan, la râul Iordan, și râul Iordan se întoarce, se învolbură apa și se întorc apele înapoi. De lucrul acesta, cred că știți fiecare. Deci ne axăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care boteza la râul Iordan. Vă rog ca să luați aminte aceste cuvinte de învățătură, ca să știm nu pentru că, băi, astăzi ești Ioan, toarnă, mâncăm și bem, dar să știm semnificația sărbătorii, ce și de unde vine Sfântul Ioan și ce a făcut el important. În ajunul praznicului botezului Domnului s-a citit o pericopă evanghelică din ajunul botezului foarte frumoasă, în care spunea despre Ioan Botezătorul cum boteza el la râul Iordan. Și toată lumea venea pentru ca să-l asculte și să se boteze cu botezul lui Ioan, pe care îl preînchipuia botezul Mântuitorului Hristos. Acesta era un botez spre iertarea păcatelor, care spunea: eu vă botez spre iertarea păcatelor cu apă, da? Dar vine după mine cel căruia eu nu sunt vrednic ca să dezleg cureaua încălțămintelor picioarelor lui. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Avea în vedere despre Fiul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce frumos, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat simplu, sandale în picioare, îmbrăcăminte din păr de cămilă, cureaua la cingătoare la mijloc, și era foarte aspru cu cei care petreceau în păcate. Cunoaștem și cu Irod, pe care îl mustra, pentru că trăiește în incest, în desfrâu, în păcat, cu Irodiada, femeia fratelui tău, adică cu cumnata. Și multe altele le mustra. Și nu numai mustra, dar și învăța Sfântul Ioan Botezătorul cum ar trebui să ducem o viață frumoasă. Și eu vreau să aduc aminte spre atenția dumneavoastră, pentru că mulțimile de oameni care, cum suntem și noi astăzi în biserică, oarecum, venim numai, nu numai pentru că s-a defectat internetul și nu avem Wi-Fi și am venit la biserică, dar venim ca să ne împrospătăm, venim ca să ne umplem de Duh, venim ca să ne încărcăm spiritual, să putem iarăși o săptămână întreagă să rezistăm asupra ispitelor și încercărilor vieții.
Și uitați-vă că învățătură se dă astăzi de pe antonul bisericii și sunteți ochi și urechi, toți ce ascultați. Măi, auziți ce a spus preotul? Măi, auziți ce trebuie să facem? Deci uitați-vă că și mulțimile care îl ascultau pe Sfântul Ioan Botezătorul, numai nu într-o biserică atât de frumoasă, bine amenajată, cu creștini care așteptăm după aceea, spunem la stomăcel ceva, nu, nici într-un caz. Și cu mare atenție ascultau și au îndrăznit ca să întrebe mulțimile, zicând, ce se cuvine să facem, Ioane, acum mai departe? Și iată că răspunde foarte respicat Sfântul Ioan Botezătorul. Și pentru noi toți, în ziua de astăzi, nu se referă numai la poporul cel din vechime. Cel ce are două haine să dea una celui care nu are. Adică fapta milostenii. Cea pe care mai apoi o fericește și Mântuitorul Hristos. Și au cântat astăzi strana frumos. Fericiți cei milostivi. Mai departe continuați, că eu nu știu. Ca aceea se vor milui. Deci iată, fapta milosteniei Sfântului Ioan Botezătorul încă de atunci ne-a învățat pe noi și Biserica ne învață și astăzi. Nu este o dorință noastră sau o hapsânia noastră că preotul nu satură, mai vrea ceva. Nu. Este o învățătură a Sfintei Biserici. Așa. Mai departe, Mântuitorul Hristos, uitați-vă, ne învață nu numai din haine să facem milostenie. Noi ca atare ne-am învățat așa, să facem milostenie. Aceea de aceea ce-ți place ție să porți, aceea fă o milostenie. Să, ție nu, ție, nu ți-ar fi plăcut să îmbi într-o haină dezbrănată, ruptă. Practic astăzi e și moda ca să îmbi cu pantalonii zdremsurați când te uiți la genunchi, stă să rupi, parcă și făcut mii și mii de mătări. Așa, mai departe, Mântuitorul Hristos spune, asemenea și cel ce are bucate, adică din produse, din mâncare, asemenea să facă. Am dat și de fiecare dată de pe amvonul Sfintei Mănăstiri, eu spun, noi avem mesele pline de bucate gustoase la sărbători, dar să ne aducem aminte în sinea, în adâncul inimii noastre, că este un vecin, poate care nu are bucatele pe care le avem noi, sau cineva mai de departe. Măi, ia să fac un pachet și să-i duc. Avem, mănâncă și câinii și porcii încă o săptămână după sărbătoare. Ia să fac eu un pachet și să duc eu la un moș aici, la o văbuță săracă. Să-i fac eu o bucurie. Pentru că ducându-i o milostenie, să vezi și zâmbet pe față. Cum o să-ți mulțumească? Să-ți dă Dumnezeu sănătate, să fii sănătos și tu și copiii tăi. Așa o bucurie mare ai, parcă ai uitat că e sărbătoare. Parcă ai dat, tu trebuie să întorci înapoi. De ce? Că Mântuitorul Hristos spune, mai bine este a da decât a lua. Și între asta și ne fericește Mântuitorul Hristos. Era o persoană care făcea milostenii, dar odată i-a venit, i-a ieșit pe gât milostenii, am găsit și m-am săturat atâta milostenie să fac. Și la o săracă, la o vecină. Și zice, lasă că îți pun eu capăt zilelor. Și a pus gând și a făcut niște pateuri și le-a otrăvit. Și când a venit vecina, și el, dă, te rog ceva, acum trebuie să mănânc. A zis, da, uite, n-am altceva decât numai pateurile date. Și îi dă pateurile și pe drum se întoarce, ea nu mănâncă nimic, se duce acasă, ca să ducă sărmana acasă, deci pateuri la copii. Dar pe drum, cine gândesc că se întâlnește? Cu nimeni altul decât cu ficiorul acestei femei. Și ficiorul, când a văzut-o, nu-i mai rămâne mult timp până acasă. Zice, mă, tuși, Maria, așa mi s-a făcut de foame, mor, parcă pare că nu mai ajung până acasă. De unde vii? De la mama ta vin, măi. Dă-mi, sunt sigur că mama ți-a dat ceva de mâncare, dă-mi să mănânc ceva. Măi, dar îți dau chiar că nu mai niște pateuri, mi-a dat mama ta. Și dacă ai să vrei să-mi aduci tu, să le dau ție să mănânci. Să le dau ție să mănânci. Și acest tânăr mănâncă pateurile din mâna mamei. Și ajungând acasă, îi se face rău. Rău, rău, mama când îl vede, dragul mamei, ce s-a întâmplat, dragul mamei, ce s-a întâmplat, de mamă, nu știu, uite, n-am mâncat toată ziua, dar acum, uite, de la mătușa Maria, am mâncat niște pateuri care au zis că le-ai dat matale. Aoleu, și-am făcut eu nenorocita. În mâinile ei, în scurt, moare copilul. Și ea își smulgea părul de pe cap și zicea, cui își dă, lui își dă. De aceea, dragii mei, fiți milostivi cu cei săraci. Ei, eu cred că asemenea neomenii nu a făcut nimeni dintre noi,
va fi și asta o învățătură. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul ne-a învățat ca și din bucate asemenea să facem, să fim milostivi. Și a venit și vameșii să se boteze. Ei nu erau vameșii acum de la Leușeni, de la Ciorjuleș, de la Capul, de la Oancea, nu. Așa erau niște impozitari care se chemau vameși. Dar erau tot cu caracterul de astăzi, tot cu plicul. Tot în pașaport trebuia să spui ceva. Chiar și la impozitarii de atunci. Și venind ei, i-a mustrat învățătorul și le-a spus, dar noi ce să facem? Erau vameși. Și atunci el le-a răspuns, nu luați de la nimeni nimic mai mult decât vă este vouă rânduit. Nu știu dacă este vreun vameș altă în biserică, dar o să le spuneți dumneavoastră. Și nu numai vameșul o să referă. Și noi suntem învățați ca să șerim mai mult decât ne scuvine. Să sușim mințele, să mințim, să spunem o minciună, ca să avem mai mult. Lucrează câte o badantă la Italia și în loc de 2 ore, spune că o fac 4 ore. Îți duci la magazin, în loc de 5 euro, spune că o cheltui 20, dar eu o cheltui 4 euro. Și eu pus macaroane pe urechi la babă. Dar astea nu gândiți că nu sunt păcate care cad pe copii și pe nepoți, dragii mei. Eu le spun sub o formă de glumiță. Dar ele se transformă într-un păcat oarecare. Luați aminte. Mai departe, și îl întrebau și ostașii. Care ostași? Pentru că Imperiul Roman deja stăpânea și în Țara Sfântă, în Orientul Mijlociu atunci. Ostașii romani, care ei n-aveau nicio treabă cu evrei, cu iudei, n-aveau nicio treabă. Dar vedeau că atâta lume se duce la Ioan, s-au dus și ei ca ostași și au întrebat. Dar noi ce să facem? Și le-a răspuns și lor. Voi să nu asupriți pe nimeni, că ostașii romani erau foarte crunzi, foarte cruzi erau. Și au spus, voi să nu asupriți pe nimeni, nici să ne păstuiți pe cineva, ci să fiți miluiți cu lefurile voastre. Leaf. Era și atunci, vedeți, și-o reclat cu noi cei de astăzi, noi spunem într-un limbaj mai modern, salariu, așa? Dar pe atunci era leafă sau zarplată, mai spune un bătrân, da? Iată, deci, dragii mei, în cuvinte scurte, că aș fi putut noi să stăm toată ziua, dacă mai este Sfânta Liturghie și avem încă de vorbit, încă și de mulțumire la toți preoții, dar în câteva cuvinte scurte, astăzi am vorbit despre activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, pe care el și-a încheiat viața martirii, mucenicești. Știm că a fost băgat în temniță de către Irod, pentru că îl mustra, pentru că trăia cu Irodiada, și știm că la ziua praznicului lui Irod, fiind ziua de naștere, jucând fica lui Irodiada, Salomeia, jucând un dans de ăsta din Orientul Mijlociu, care se stăruie și moldovenii și restul mai joace, dar nu le se primește. Ele parcă sunt băgate cu deștii în prins, așa, să mai fărâm ele cu buricul, dar nu le se primește, lua ca la Orientul Mijlociu. Și jucând acel dans, plăcându-i lui Irod, el cu jurământ i-a spus că îi va da până la jumătate din avuție. E clar că, ducându-se la mama și femeile care întotdeauna au un dar, știu cum scoată banii de buzunar de la bărbat când vine acasă, așa i-a spus și fiicii, fii pace, că avere e toată noastră. Asta noi am pus mâna pe dânsa. Dar tu du-te acum, aș spune lui tatăl ca să ne dă epitipsie pe un platou. Capul lui Ioan Botezătorul din temniță. Și iată că la ziua lui Irod se face această fără de lege, după ce toți sunt cu capurile pline de băutură, amețiți. Deci se duc ostașii în temniță și îi taie capul lui Ioan Botezătorul în temniță și îl aduc pe tipsie. Și aducându-i pe tipsie, gura lui Ioan Botezătorul încă vorbea. Nu ți se cuvine ție, Irode, ca să ai de femeie pe soția fratelui tău. Și se spune răutatea femeii în două părți. Femeie este și bună, este și rea. Sfântul Antonie cel Mare spune, decât să trăiești cu o femeie rea,
Mai bine tu timp pustie și trăiești cu o viperă. Noi ești femeirele n-avem în biserică. Fiți pe pace. Pentru că eu am să vă asemăn cu cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune, femeia este îngerul casei. Femeia bună și credincioasă este îngerul casei. Se spune că împungea limba Sfântului Ioan cu acul pentru ca să tacă, pentru că ea oricum vorbea. Spunea adevărul, îi îndemna la pocăință pe ei. Și au încheiat viața tragic și Irod și Irodiada, iar fiica, ducându-se în refugiu cu părinții, se spune că mergând pe gheață s-a spars gheața și fiica, în prezența părinților, a nimerit sub gheață. Dar nu cu totul, doar până la gât, până la grumază. Și atât de tare a înghețat înapoi fiind ger gheața, încât i-a retezat capul și a rămas capul pe gheață. Semn de pedeapsă, după faptă și răsplată, cum faci așa îi spremești. Așa au primit și ei. Așa și-a încheiat viața Sfântului Ioan Botezătorul, dragii mei. Așa că cu rugăciunile Sfântului Ioan, în adresa Sfântului Ioan, am spus și spun încă o dată. Noi putem ca să vorbim toată ziua, dragii mei. Dar astăzi, dat fiind faptul că este zi de sărbătoare, și eu sunt sigur că mai știți și multe alte lucruri frumoase despre Sfântul Ioan Botezătorul, dar vreau ca din puținele cuvinte pe care le-am vorbit acum, imediat după citirea Sfintei Evangheliei, cu aceste cuvinte, astăzi, când vă veți întoarce acasă, să vorbiți în casă la o masă de sărbătoare. Uite, mai multe am fost la biserică, dar uite ce am auzit astăzi. Practic le-am știut, dar le-am mai înnoit, ca și o mâncare. Am mâncat-o, dar vrem să o mai mâncăm odată. Exact așa să fie și cu hrană duhovnicească. Le-am auzit, le știm, dar încă o dată le-am împrospătat pentru ca să-i hrăniți, să-i binecuvântați și pe cei de acasă. Cu hrana de astăzi. Amin. Dumnezeu, auzi-ne și ne miluiește! Pentru Marele Domn și Părintele nostru, Preasfințitul Patriarhul Ierusalim, pentru Domnul nostru, un alt preasfințit metropolit Damir, pentru Domnul nostru, un alt preasfințit arhiepiscopul Anatolie, și pentru tot Centrul Hristos, frații ai noștri. Dumnezeu păzită țara noastră Moldova, stăpânirea voastră și poporul ei, ca și noi, într-o liniștea lor viață, le mișoate pe ceavă, să viețuim într-o toată bună credință și curățenia. Pentru frații noștri preoți, monahi, diaconi, diaconi, monași, monahii, și pentru tot ce în Hristos, frații ai noștri. Pentru ne rugăm, pentru fericiță și pururea pomniții Hristorei Sfântului Locașului acestuia, și pentru cei mai dinainte adormiți pentru frații ai noștri, de păritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. La viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Genul reaștitor și binefăcător ai Sfântului Locașului Iercesuia. Tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie pentru tot bunurile stăpâne. Această mulțumirea noastră mentea slavii tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor tăi, mila ta cea bogată și îndurile tale și izbăvește de toate mișurile văzuților și nevăzuților prăjmași pe ei biserica ta. Cea sfântă! Thank you.
satul acesta și pe tot poporul tău. Vera Tamara, Vasile, Valentina, iar și iar cu pace Domnului, să ne rugăm. Anatolie, arhiepiscop, decapul și comrat
și pe robii lui Dumnezeu, protoiereul Veceslav, împreună cu familia și noreașii, și pe robii lui Dumnezeu, protoiereul Ioan, pomaciatul, și pe robii lui Dumnezeu, pomaciatul protoiereul Ioan, împreună cu familia și noreașii, protoiereul Iurie, împreună cu familia, Iereul Dimitrie, împreună cu familia, protoiereul Gheorghe, împreună cu familia și noreașii săi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-una părăsia sa. Preasfințenie mitropolite, arhiepiscopi și episcopi, и весь священский и монашеский чин, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Безмезел Господа нас молдова, стерпнире же вас и сопомнятся зоны звезду Парацеса. Петосхтитури, бенепрекаторий, кантарецей, slujitorii, ienoriașii și toți cei omageați ai zilei de astăzi, care s-au pomenit, au adus și s-au adus să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe ustașii căzuți pe câmpurile de războaie, pentru apărarea neamului și a credinței, și pentru slava Sfintei noastre biserici, și pe titurii adormiți ai Sfintei Bisericii acesteia, și pe robii lui Dumnezeu adormiți din conflictul războiului din Ucraina, slujitori ai Sfintelor altare, monahi, monahii, militari, civili, copii, pe fiecare dumneavoastră lor, trecuritori creștini, și pe cei ce au adus aceste cinste de dar, și pentru cei care s-au adus, vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-una părăția sa. Și pre voi, pre toți trecuritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-una părăția sa, totdeauna. Acum și pururea, și în vecii vecii lui. Cele bune și de folos sufletelor noastre și
și pace lumii la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârșim la Domnul să cerem. Thank you.
pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri s-au adus, s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri, și într-o duhovnicescu să jertfelnic, într-un miros de bunuiați duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cere bune și de folos sufletelor noastre și pacii lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim, la Domnul să cerem. Sfârșit creștineți vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Unirea credinței și împărtășirea. Îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm artichema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu cel viu,
care merită lumii să mântuiești pe cei păcători din care cei de zic sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea practic cu tot și acesta este însuși cum se vede. Deci vă rog ție, miluiește și mi iartă mie greșeală, mele cele de voi și fără de voi. Cele într-o știință și într-o știință și mă ridicești fără de o sânge, să mă părțuiesc prea practic pe faine, spre iertare pe cartul și de viață de veci. Amin. Și de care cele de faină pe Dumnezeu, astăzi să vă și primești într-un răspund vrăjmașul de tăi, taina ta niște sărutare să văd dacă ai tăci ca tălcarul ăsta de sânge mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când voi veni într-o împărăție a ta, nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele tale, taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a Domnului. Până mare să vedă aici. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Vladimir și pentru Domnul și Părintele nostru, în al treia Sfințitul, Arhiepiscop al Anatoliei și pentru toți frații noștri și pentru Hristos. Fiindcă ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare, certare, păcatele, robilor lui Dumnezeu, parohul Sfintei Biserici, în cinstea puterilor vece slav, de împreună cu familia și împreiașii săi, upăcerații Sfintei Zile de astăzi, protoireul Ioan, de împreună cu familia și împreiașii săi, protoireul Ioan, de împreună cu familia și îndureașii săi, protoireul Iurie, împreună cu familia și îndureașii săi, ireul Dimitrie, împreună cu familia și îndureașii săi, protoireul Gheorghe, împreună cu familia și îndureașii săi, și toți îndureașii Sfinte zilei de astăzi, ce se află prezenți și rugători, împreună cu noi la această sfântă slujbă. Și tuturor robilor lui Dumnezeu celor ce s-au pomenit. Acum împreună cu noi rugători, eluiași, sfintori și binefăcători ai Sfintei Bisericii acesteia. Nu Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejde tuturor mari în pământ și acelor ce sunt pe mare departe și milostivi, stăpâne milostivi, să ne fie nouă față de păcatele noastre și să ne miluiești prin noi că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este măsurată și iubire de oameni atât neajunsă, la ta slavă că simți cu frică și cu cutremur ca niște rogi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire pentru bunătățile tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, parohului Sfintei Bisericii acesteia, protoireului Veceslav, împreună cu familia și eluriașii săi, omagiaților Sfintei Zilei de astăzi, protoireul Ioan, împreună cu familia și eluriașii, protoireul Ioan, împreună cu familia și eluriașii, și toți ceilalți slujitori, de astăzi lucrători, împreună lucrători, și toți omagiații, și toți cei prezenți lucrători, împreună cu noi la această sfântă și dumnezeiască slujbă. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit, a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ai împredicit, ale se împlini cererile, așa și de acum înainte ne vă împredicești și ne ascuri în dreaptă credință, în dragoste și a către tine și și a către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândirea ale tale binefacere împreună cu tăți credincioșii. Mântuiește de rea la întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne împredicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grăit și a cântat ție și celor fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului celor de ființă. Slavă ție Dumnezeu nostru, Dătătorului de bine, în vecii vecilor. Amin. În Iordan.
de bucuros! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Ale Sfinților și Trăiților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, ale Sfântului Proroc, înainte Mergătorul și Mărtizătorul Domnului Ioan, a căruia și Sfântă Pomenire, astăzi o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un Duh și de oameni iubitori. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, dăruiește Domnilor Bine, Soborului preoțesc, slujitor la această sfântă slujbă, Arhimandritului Pavel, Protoireului Ioan, Protoireului Ioan împreună cu familiile, cu enoreașilor în ziua îngerului lor și robilor de Protoireului Iurie, Protoireului Gheorghe, Preotului Dimitrie, împreună cu familiile, cu enoreașilor și tuturor care stau de față acum la această sfântă slujbă, Preoteasa Angelina, Vadim, Valentin, Adrian și Anastasia, tuturor celor ce sărbătoresc astăzi ziua Îngerului lor, ziua hramului caselor sau ziua lor de naștere, pace, sănătate, viață îndelungată, întărire într-o credință, sporire într-o toate dărășilor, Doamne, și iertare de păcate, și păzește pe dânsii într-o mulți și fericiția. De viață, cu dorințe de viață, să mergem cu ajutorul lui Dumnezeu înainte. A trecut un an din viața noastră, am vorbit, m-am exprimat și mai înainte, spun și acum, a trecut un an din viața noastră. Gata, s-a dus în istorie. Nu se mai repetă. Și noi să nu mai repetăm. Noi ne urăm unul la altul un an bun pe viitor. Anul, tot timpul este bun, pentru că este binecuvântat de Dumnezeu. Noi să fim buni. Noi să fim mai înțelepți. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până aici. Mulțumim Sfântului Ioan Botezătorul care este ocrotitorul satului și a comunității noastre, să dăm putere că e împreună. Și din numele dumneavoastră la toți, vreau ca să mulțumesc colegilor mei, soborului preoțesc, care au binevoit ca să fie astăzi cu noi aici la slujbă, să ne rugăm, să cerem harul lui Dumnezeu ca să vină în biserica noastră, în satul nostru, în comunitatea noastră, în inimile și în sufletele noastre. Este Părintele Pavel care are și numele de botez, sau la botez a primit numele de Ioan și are o tangență directă cu sărbătoarea Sfântului Ioan Botezător. Felicitări, Părinte Pavel. Părintele Ioan nu este mare nevoie de prezentare, părintele care a pus temelia, a pus bazele
slujbelor bisericești aici, la Sădâc, și acum este în altă parte, merge ca să-și ducă crucea de slujitor acolo, într-o țară străină, dar tot pentru lumea creștină. Acolo ne-a chemat Dumnezeu în Italia. Părinte Ioan, vă mulțumim, sunteți cu noi. A fost o surpriză, plăcut, frumos, mulțumim. Părintele Ioan este și un prieten al familiei noastre, un prieten al meu, devotat, prieten suntem de mult timp, și totodată și un coleg mai mare, un frate al meu mai mare, care permanent, când am nevoie un sfat, o vorbă, un gând și o mustrare, o mustrare, o face foarte frumos, cu multă măiestrie, mustră foarte bine, cu zâmbet pe față. Tu poți plângi pe urmă, dar el zâmbește. Asta foarte bine, asta foarte mult face să ai așa un prieten nevotat. Părinte Ioan, care își face slujba la Valea Pejei, în raionul Taraclie. Părinte Ioan, mulțumim, duce de atâimă, vă mulțumim frumos. Nu știu dacă am spus corect, da? Pravim scăză, pravim vreodată. Părinte Iurie, de la Colibaș, am spus acolo, la Colibaș, am spus și aici. Cândva, parohiile, Colibaș cu Sădic, s-au împrietenit, s-au înfrățit. Era Părintele Ioan și Părintele Andrei la Colibaș. Am rămas acum noi aici, să ducem crucea, la Colibaș este Părintele Iurie. Parohiile tot așa au rămas, prietenim Părintele Ioan cu Părintele Andrei și noi, Părintele Iurie, prietenim. Totodată suntem și colegi în militarie. Este reprezentantul departamentului nostru militar în penitenciar din Cahul. Așa că, Părintele Iurie, vă mulțumim frumos, sunteți astăzi aici cu noi. Părintele Gheorghe, care tot așa nu necesită mult prezentare, că îl cunoaște toată lumea, toți îl cunosc. Părintele Gheorghe, care își duce slujba crucea de slujitor la Chirsova, la invitația noastră cu mare drag a primit, a acceptat și este astăzi aici cu noi. Părinte Gheorghe, vă mulțumim mult, sunteți cu noi, necătând la unele probleme de sănătate, dar dragostea a prevalat peste tot. Și este Părintele Dumnezeu, un tânăr cu perspectivă, cu energie, cu un duh așa puternic. De ce laud așa? De fiul meu de colonie. Dar nu numai pentru asta. Dar ați observat poate și în slujbă și încă o să o ne vedeți. Așa că, Părinte Dumnezeu, vă mulțumim și vă dați vrea Dumnezeu sănătate, putere multă și mai departe duceți crucea de slujitor. Acum, fiecare preot, în parte, câte un cuvânt, o să spună felicitare pentru noi, pentru toată lumea. Primul participă sau vine Părintele Pavel, am fost Părintele Ioan, dar nu greșeam dacă spune lui. Cred că o să ne arăta asta, Părintele meu duhovnicesc, mentor, Părintele Ioan, Părintele Gheorghe, Părintele Igor, Părintele Dumitru, foane preotese, comaceați, frați și soroane Domnului Hristos, spun și dragi copii, pentru mine, personal, astăzi este o zi frumoasă, este o zi aleasă, în care am primit telefon de la Părintele Veceslav și inclusiv invitație pentru că se prezent astăzi la slujba gradului satului nostru, nu zic satului Sădâc, toate că eu sunt la evidență în cursul Raionul Mizborii, dar sunt original de aici, de satul Sădâc. Pentru mine este bucurie și de fiecare dată când am fericită ocazie de a intra în biserică, mi se răsculesc amintirile copilăriei, pentru că acum 28 de ani în urmă, pentru prima dată, am intrat în biserică aici, în partea dreaptă, unde stau bărbații. Și fiind tot atâția bărbați și acum 28 de ani în urmă, și Părintele Ioan, pe care a lucrat Dumnezeu pe el, a deschis ușa altarului, era iconostasul cel vechi, îl țineți minte, și mi-a făcut din lege. O, și eu trebuie să mă știți de o vârstă, dacă așa la față sunt aici, dar eu, un șăpnic, atunci am intrat în biserică, zic, nu are lucru să mă știți de cu mine.
poți, eu nu să gândești nimeni deloc și îndrăznești eu și arăt eu, părinte și da. Și atunci m-am atrat în altar, de unde stă Părintele Gheorghe, acum 28 de ani în urmă, pentru prima dată am stat eu. Și m-am uitat la slujba că se împărtășește Părintele și l-am judecat. E zgârșit. Măiță, că am văzut un pahar așa de frumos, nu știam că e Sfântul Potir. Am văzut un pahar așa frumos, galben, și acolo e unii pus, nu știam că e Sfânta Împărtășanie. Nu degeam, am spus că era în ușă. Și m-am uitat așa cu gustul pe o flămânzare de zi, zic că la Sfântele și mie. Mă uit că erau mulți, ca și cum și acum, tot așa, se uită și vă mulțumesc de nici preocupă. Păi și zic, de fapt eu, acolo, zic, dar nu, ca și Sfânta Împărtășanie. Spui cu ei, nu știe. După aceea mi-a dat și mie, nu, dragi, zgârșit că nu știe. După aceea m-am mărturisit și am spus, asta a fost primul meu pas aici, în Sfânta Biserică, făcut. Și după aceea, încet cu încetul, Părintele Ioan m-a adus frumos la cunoștința adevărului. M-ați iubit mult, Părinte Ioan, și vă mulțumesc în suflet că Dumnezeu a lucrat prin pronia voastră și astăzi mă aflu la Mănăstirea Câmpu. Nu știu cum a fost inima atunci când m-ați lăsat pe mâna actuală în al preasfințitului Petru, pe atunci Părintele Petru, dar iată au trecut ani de rând, nu mai vorbesc din viață, din activitate, dar sunt cel care sunt. Și mă bucur nespus de mult pentru că nu pot să spun prietenia, pentru că sunteți ca un părinte duhovnicesc, am avut fericită ocazie și în Italia să fiu, și nu singur, și cu naucurea Sfinților Petru la invitația Sfinției voastre și cu Maica Stareță și ne-ați primit foarte și foarte călătoros împreună cu Coana Georgiată, trebuie să o coborâ jos, mă văd, și ne-ai mărut să vă așa, și apoi, și m-ați Sfânta Teana, și ne-ați primit foarte, foarte călătoros și dacă nu sunteți astăzi, de 15 ani deja în satul Sadâc, cum a lucrat Dumnezeu de a urma mai departe paroh al satului Sadâc, Părintele Veceslav. Un preot cult, un preot intelectual, un preot cu o amabilitate foarte mare, un preot în care dacă nu l-a scos, atunci greșește. Îmi place punctualitatea Părintelui, dacă a spus la oră, la oră să fie. Și m-am stăruit de fiecare dată, Părinte, v-am îndrăjit frățește, duhovnicește, pentru că deja de câțiva ani buni ne cunoaștem și ați făcut peregrinașii la mănăstirea noastră, ați slujit și cu un alt preasfințitul nostru și v-ați îmbrădicit pentru ca la hramul mănăstirii să căpătați și o cruce cu pietre scumpe, de aur, cu pietre scumpe, cruce jubileară de a înaltea Sfințitului nostru Petru. Și astăzi mă bucur de spus de mult, pentru că iarăși să fim acuzat la inițiativa Sfinției voastre și Părintele Ioan a spus că acum 30 de ani în urmă am fost și eu aici în sfat, 15 aici, 15 în Italia și vreau ca să fim împreună. M-am bucurat de toți preoții care au fost prezenți, inclusiv și Părintele Gheorghe, pentru că nu l-am văzut de mult timp. Prieteni buni, cum a spus Sfinția voastră, dar era și cu Părintele Ioan, mi-aduc aminte Părintele Gheorghe când mă duceam cu Părintele Ioan la Sfinția voastră. Deci sunt amintiri foarte și foarte frumoase și împreună cu dumneavoastră tot amintiri frumoase, că eu, dragii mei, cu dumneavoastră m-am educat. În primul rând, profesorii care sunt aici și m-ați învățat, era Ivan Ivanov și așa se cerpe, tot așa îi spune și viață, nu știu dacă m-au fugit de aici, m-au fugit de astăzi și mai era. Dacă nu mă greșesc, este așa. Și toți profesorii care sunteți, m-ați educat, nu știu, cred că nu eram tare la ascultător, dar, mă rog, așa suntem noi ca toți copiii. Astăzi regretăm și îmi pare rău. Și cu toți care sunteți astăzi aici, cu fiețele frumoase, zâmbitoare, lumoase, m-am bucat aici, în această Sfântă Biserică. Și poate tot tinerea ați rămas. Tot tinerea ați rămas, ați îmbătrânit. Deci, mă bucur. Dar fiind faptul că cu această ocazie ne aflăm astăzi, în această parohie, în satul nostru, Părintele Pavel nu poate pentru ca să vină cu mâna goală, pentru că nu-i frumos,
pentru că ați spus, băi, părinte, parcă ne-ai învățat astăzi ca să fii milostiv, parcă ai spus Sfântul Ioan Botezătorul, poți să fiți milostiv. Îmi arăt că sunt milostiv, fac milostiv, milostenie, dar am recuperit cuvântarea. În alt vrea Sfințitului nostru, Petru, am venit astăzi aici și cu învoirea Maicii Stareță, pentru că un preot la mănăstirea nu este de capul lui. Și când s-a început Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, părintele Iisuslav s-a uitat la părintele Ioan și cu ucidiță are. Și cum de nu tatăl s-o nu i-o dat și o s-o o cruce. Iată că astăzi, părinte, n-a venit, dar tot ce vin în pașa. N-a venit cu mâna goală, deci cu binecuvântarea în altul preasfințitului Petru și la cererea Maicii Stareță, pentru că astăzi mă aflu aici ca oaspite, părintele Ioan asemenea primește o cruce cu pietre scumpe de aur de la în altul preasfințitul Petru. Și aceasta este crucea pe care de acum împreună cu părintele Vislav am venit cu una apă, că avem toți preoții episcopiei noastre și să fie o binecuvântare și o bucurie. În semn de recunoștință din partea noastră, a Sfântului nostru Petru și a Maicii Stareță. Și nu e tot, adică din partea altului am, din partea Maicii am, dar este și folos. Da, din partea celor mai mari, dar din partea Natalie n-am venit. Părinte, nu am venit cu mâna goală, am venit și cu o pereche de veșminte. Ați venit de la Italia, nu știu la avion dacă o să le puteți lua înapoi, dar că este o pereche de veșminte albastre, care se slujesc la toate sărbătorile Maicii Domnului. Acestea sunt veșmintele care le-am portat eu de câteva ori. Sunt curate, nu sunt spălate, nu-i nimica, că eu iubesc veșmintele și le păstrez în bună ordine și curățenie. Și acest veșmânt albastru să-l luați la Italia. Așa, sunteți mai buni și toți plăcerile la Italia. Să fie o binecuvântare pentru Sfinția voastră. Și dat fiind faptul că mă aflu aici, în parochia satului Satâc și veșmintele este reluați la Italia, n-am putut pentru ca să nu vin cu o mențiune și către părintele Veceslav, pentru că slujește în acest sat și exact aceleași veșminte, numai că de culoare violetă, aceeași stofă și ozor, o să avem și o pereche de veșminte violete pentru biserica satului nostru. Cred că sunt frumoase, v-a plăcut și așa. Și nu am venit, o să spună ceilalți, ei au felicitat mai pe preoți și ca profesorul, pe toți. Dragii mei, să nu uităm un lucru, că noi, când stăm la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ascultați preotul, dar până la preot, din colo, de sus, sună un cor frumos, un cor armonios, pe care vă face ca să uitați de toate scârbile și nevoile vieții. Deci nu am venit cu mâna goală, toate rupoanele preotesă, vă rog să veniți în pace la mine, și toate coristele. Măi, când vă dăm să veniți rădăjoară. Toate rupoanele preotesă, toate nu numai să dăm. Care sunteți? Toate rupoanele preotesă. Să vină la mine toate rupoanele preotesă, să veniți în pace. Dar numai, vine mai în pace, măi, măi. Poate că ești mă doar. Dar numai... Dar numai să vă rugăminte, vă întoarceți cu fața la perete și să puneți șalurile astea frumoase pe care le-am dat de sufletul mămica, pentru că mare, mai toți ați știut-o pe mămica și după cât îmi aduc aminte și eu știu că iubim probuatele foarte mult. E clar că așa probuatele cred că nu erau știi părășelea, dar așa cât e un șalur, cred că o să vă plac, doamne preotese, că să nu spuneți cu toată biserica am cântat asta. Numai la preotese și la coriste care sunt din pace. Asta se spune duminica viitoare, strană să fie plină cântări. Așa că de care, de verde, roșie, eu am văzut pe culoare aici. Mie îmi place culoarea verde. Da? Numai în sensul cuvântul serios, a să vă dați mai departe și vreau ca să fiți chiar cu dânsele. Așa că trecem cu aceea. De care doriți? Roșie, verde. Verde? Hai. O văzut? Păi, asta, da? Asta, da? Asta, da? Uite așa.
Hai, întâi cu anile preotesă să vedeți. Toate sunteți oaspete la noi. Care e? Care e? Hai, veniți. Mă spuneți care vedeți. De-am o acolo, nu s-a nimerit. Mașca, de care? Mai mică ca tare de ieri. Așa. Mașca, de care vedeți? Și mă pui de care? Dacă ziceți de ieri, hai, veniți. Cât nu s-o dus. Cât nu s-o dus. Cei mai tânări ești? De care vrei? Verde? Îți place? Hai, bravo! Hai, bine! La nimic! De care vrei? Ne poți alege, că mă rămân în viață. Hai, ține! Da? De care? De asta? Vine cu așa! Așa! Bravo! Hai, care? Care părinți mai sunt? Hei, nici am fost așa, priviți, pe urmă ați căutat și ați spune să ieși, am fost eu așa de rușă, ați trebuit să facem. Hai, mai este vreo cântăreață, ori nu? Hai, mai făceți vreo cântăreață. Dar e bine, spune eu. Mai este vreo cântăreață? Ei, dar la bătate. Duminica viitoare să vă lăsați fi în plin, pentru că mai este vreo cântăreață urmă, să se le-am zis. Este că fac curățenie. Lasă că tot mai n-am așa. Nu, 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 am așa acasă, dar am fix așa. Fix așa. La Lida, care vine la după tehnologiile grecești și astăzi e sărbătoare, mâine cu mâine, să puneți câte o papă de tămâie pe jărate, să spuneți rugăciunea troparului Iordatul Doamne și să fie Dumnezeu ca să fugă toate duhurile, nici o scaroschi să nu rămâie pe casă, să ducă acolo, nu știu, pustiu, la fiecare. Dar mai departe, deja părintele o să dea cuvânt și eu între timp să dau la fiecare câte un pachetel de tămâie, dar părintele dă cuvânt deja mai departe părintele Ioan, care văd și el cu mâna cu altă. Deci, da, tu stai aici, da? Deci și eu am să, da, și eu am să împart câte un pachetel de tămâie. Deci astea sunt cuvintele mele. Aș fi stat mult mai mult, pentru că vă iubesc de spus de mult. Dar clar că am văzut cineva să fie părinte Nicoane și nou autor. Și de ce am vrut ca să fiu cât mai lacun, cât mai scurt la cuvinte, cât ca să vorbească și de ce m-am spus, cât v-ați obosit cu toți. Asta este. Noi, tot ne-am pregătit, cum se modest, cum este la de suflet, în inimă. Îți mulțumim frumos pentru atenția care o acordați pentru strategia noastră. Eu cred că nu am greșit și părintele Ioan, cred că o să fie de acord cu mine, că n-am spus, poate nu toată lumea cunoaște, dar acolo am înăstirea Dâmpului, că tu l-ai spus la Maica Stare, să zic, măi, cuți, să știți că parohia sădică, adică comunitatea sădică parohia pe lună, e o soră mai mică,
a mănăstirii cântă. Așa că sora mai mare are grijă de toate cei mai mici. Aia mai mică ascultă, compara, care cei mai mari. Și împreună este o dragă și o armonie. Noi vă mulțumim de stăduit odată câțiva ai rugători, rugări pentru mănăstirea Câmpul, ca să faci acolo pentru noi, pentru lumea care este aici. Mulțumim de toată atenția. Nu știu cum părintele Ion simte, dar eu știu ce am mai alintat. Și veșturi frumoase, și cruci frumoase, și atenție. Sigur, noi stăluim să micșorăm o alintare, pentru că stăluim și noi un stimul și un respect față de preacuioșia voastră, față de Marea Sare, să le mai înalt pe Sfântul Pietru. Și vă rugăm din numele la toată comunitatea noastră și admiți să mulțumim și prin acelor. Și vă rugăm să Sfântului și mă rugăm să stare să se primească și toate rugăciunile care sunt acolo. O mică atenție pentru partea noastră, pentru Sfântul Pietru. Și asta nu e tot. Am pregătit ceva, chestia. Am spus ieri, v-am anunțat că am pregătit o surpriză pentru că era mai tână. Așa mai tână. Țineți așa. Părinte Pară, e pictată, nu e fotografiată. Dacă trageți atenția, aici sunt multe, multe componente. Veșnintele și mitra, Samelia. De pe portret, numai toiavă și față. Restul și mâna stângă, mâna dreaptă. Pentru mâna dreaptă am adunat mai multe fotografii, mai multe poze. Crucea, care este mâna dreaptă, crucea de binecuvântare. E crucea care este Hristos acum. Crucea la piept, care e crucea care eu am primit-o în bar, datorită dumneavoastră, de la Anaptea Sfințitorului. Am făcut o poștă, dar a scris la pictor. Cine este pictorul? De fapt, este pictoriță, este o doamnă de la Vișneau. Avem așa talente aici, între noi. Natalia Cojocară. Foarte frumos. Foarte frumos. Un talent extraordinar. Eu mă gândesc, din lume, la toată paralitatea frumoasă noastră, să primiți ca să vreți o amintire. Mare drag, frate, îi mulțumesc din suflet, pentru că este o lucrare foarte, foarte reușită. Seamănă cu dumnealui? Da. 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 Veșmintea albe este aici, veșmintea albe aici. Cum ce le-a adus? Mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut un foi mare. Cu multă, sigur, cu multă atenție. Vă mulțumim mult, Părinte. Tot de partea de eu, cum am spus. Mă adresez pentru Vecislav, pentru că el este parohul bisericii și el este cel care ne-a primit astăzi cu mare bucurie. Asemenea, și preacuviosului Părintelui nostru, Pavel, și în documente este Ion Tăpăcari, oricum, astăzi este o zi onomastică și pentru Preasfinția Lui. Și clar că e cu plăcerea Domnului Primus, Părintele Gheorghe, Părintele Ioan, care Iuri, care ne cunoaște cu Părintele Dumitru, care ne-a cunoscut astăzi. Nu mă zic, stimați creștini, vreau să vă spun la toți bună ziua și bine v-am găsit. Iată, 15 ani au trecut de când ultima dată am slujit la hramul bisericii. Mai bine zis, de când am plecat în Italia, n-am mai avut ocazia ca să fiu în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, în ziua hramul bisericii noastre, să mă bucur și eu aici de slujba de care m-am bucurat astăzi. Cumva, stând de vorbă acolo în parohia noastră la Rovereto, provincia de Trento, la nordul Italiei, unde avem o bisericuță catolică prefăcută în Biserică Ortodoxă. Cred că unii dintre dumneavoastră o cunosc, dacă nu ați văzut-o, mai postăm și noi pe Facebook ca să vadă lumea, unde ne aflăm și să vadă momentele importante din viața parohiei noastre.
Și iată din pe parohie cineva, stând de vorbă, m-a întrebat, Părinte, dacă ar fi să te întorci înapoi, adică să ne întoarcem înapoi în anul 93, în momentul când învățam la seminarul teologic din Mănăstirea Chișcani, Nou Neamț, dumneavoastră ați accepta să mergeți în satul Sădic sau poate să lege altă cale? Eu vreau să spun că mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici, care mă cunoașteți și vă cunosc, de vârsta mea și mai mare, noi am avut o perioadă și bună, am avut perioada anilor 90, știm cum am trecut, și cunoaștem foarte bine cum am început eu activitate aici, în parohia din satul Sădic, cinstea Sfântului Răzător. Deși biserica era cu acoperiș, era cu ferestre, nu spun, dar încă a fost mult și mai este mult de lucru. Și au fost niște momente grele, dar vreau să vă spun că au fost niște momente interesante. Și dacă ar fi să mă întorc înapoi, cred că tot aici aș vin. Pentru că eu ca preot m-am format și am crescut, pentru că un preot, dacă învață de preot sau învață seminar, nu înseamnă de acum că este un preot așa cum ar trebui să fie. Practică. Eu am crescut și m-am format aici, în satul de împreună cu dumneavoastră. Dacă și atunci știm bine că biserica a fost închisă și mulți erau departe de tradiția noastră, de slujbele noastre, de tot ce aici trece la noi în biserică și cum ar trebui să după viața unui creștin, încetul cu încetul ne-am învățat împreună. Pentru că și eu eram departe, deși părinții erau credincioși, însă eu venisem și eu de undeva, de o lume, de parte de biserică, de parte de Dumnezeu și am intrat în seminar și atât împreună cu dumneavoastră ne-am format. Și nu pare rău nimic, vă spun sincer, nu pare rău deloc de momentele care s-au trecut. Atât îmi pare rău și vreau să vă mărturisesc în fața Sfinților voastre și în fața dumneavoastră la toți că de fiecare dată când vin în sat, vin cam la, știți, problema care a fost. Părere de rău pe mulți dintre cei care cunoșteam numele lor. Pentru că nu mai sunt. Dar să știți că de fiecare dată când cineva pleacă la Domnul, vreau să vă spun că auzând chiar în același moment, poate o zi de întârziere și practic toți i-am cunoscut din sat, acum noi cunosc cei tineri care de acum au 15 ani, noi cunosc pentru că ei s-au născut după ce am plecat eu. Dar în rest, toți cei care s-au mutat la Domnul, pentru toți m-am rugat, ne-am amintit de unele momente, pentru că vrem noi să nu vrem, cumva ne-am întâlnit, am discutat, am fost la o sfințire de casă, am fost la un botez, am fost la o sărbătoare, sau poate chiar la cam. Și de asta și mai tare, îmi pare rău și regret că nu ne mai vedem, adică nu-i mai vedem pe cei care îi cunoștem. Dar ne rugăm pentru dânsă și sperăm că și ei vă dă cum și ne-au să bucură de ce că astăzi ne-am întâlnit și ne-am mai văzut din nou. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros și niște emoții care nu le pot să le spui prin cuvinte. Atunci când te întorci de acolo de unde ai plecat, atunci când vezi zâmbetul creștinilor, deși poate puțin cu părul mai înalbit, pentru că anii trec, oricum sunt 15 ani, dar tot acele fețe luminoase, binevoitoare, cu dragoste, cu voință, cu voie bună, cu cum v-am cunoscut și așa cum vă cunosc, așa și v-am văzut astăzi. Eu vreau să vă felicit pe toți din toată inima cu sărbătoare Hramul Bisericii noastre. Dacă atunci când am început eu activitatea și când erau foarte puțini biserici în Republica Moldova, dacă vă aduceți aminte, la anii 93, abia să deschideau bisericile, unele fiind dărâmate, altele făcute în depozit și mai departe. Deci în Republica Moldova, după cum știu eu în acel moment, după statistica din Mitropolia Moldovei, erau numai două biserici. Era biserica de la Conrad și biserica din Sădic.
Da? La sudul țării nu mai sunt biserici pe Harul Sfântului al Dumnezeu. Și eu, dacă eram în seminar și am făcut odată o glumă cu colegul meu, cu un seminarist, că m-a întrebat, fiind de acum preot, și m-a întrebat, nu te duci la parohie? Și am spus așa eu din glumă, mă duc la sădăc. Pentru că venisem de la slujbă și el era de serviciu în trapeză, în ospătărie și mi-a pus în mână. Să știți că această glumă n-a fost o glumă întâmplătoare, pentru că atunci când am ajuns în ograda, când am intrat din vale, eram cu Dumnezeu să ne ierte Moș Igon Borcoman, era Moș Luca, Moș Alexei Mătie Plopte, așa cum te-a avut de cum și mergea, și mai erau cei care ne așteptau. Până la sădăc n-am întrebat în cinstea cu este biserica, dar când am ajuns aici mi s-a spus că în cinstea Sfântului Ioan Botezător. Atunci au trecut niște fiori, pentru că pentru mine Sfântul Ioan Botezător a fost un sfânt deosebit, nu numai din corp numele, dar l-am ales și clanul familiei mele. De ce ei creștini mă bucur că am avut ocazia să slujesc aici, acei 15 ani, și iată, 15 ani de acum sunt în Italia, mă bucur că am avut ocazia astăzi să ne revedem, mă felicit din inimă de toți cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, dar și cu sărbătoarele care au trecut, nașterea Domnului, botezul Domnului, cu noul an început. Și vă doresc ca toți, în primul rând, ca binecuvântarea Lui Dumnezeu și ca Harul Duhului Sfânt să se reverse peste voi toți, peste copilași, peste familie, să ne trimată Dumnezeu ploi la timp, roadă bogată, pentru că asta este lucrată de cum este. Dacă este pâine pe loc pe masă, de acum viața este altfel. Și să vă păzească Dumnezeu în pace, să ne păzească Dumnezeu în pace. Noi, țărișoara noastră, să ducă acestea care păreri de rău, mulți pleacă și rămâne așa, mai puțin, dacă în școală, când am venit eu, erau peste 600 de copii, acum nu știu cât s-au rămas. Dar, oricum, eu cred că Dumnezeu are grijă de fiecare și noi nu trebuie să uităm de unde am pornit și unde este rădăcina noastră. Mă bucur să vă văd și vă doresc sănătate, la mulți și fericiți ani. Asemenea și Părintului Paroh, care o primește de fiecare dată cu dragoste, să știți că de multe ori mai vorbesc cu preoți care pleacă din parohii și îi mai povestesc, pentru că sunt oameni cu caractere diferite. Și spune, eu când mă duc acasă, Părintele Paroh fuge de acasă, care nu trebuie să mă hrănească din toți. Dar la mine, din contra, când vin acasă, Părintele chiar mai înainte venea mai de mult. Din mă lăsa aici, spune, Părinte, mai am și eu niște treburi, hai te rog, te duci la o romană, mai faci o sânțere de casă. Sunt ca acasă. Deci, într-adevăr, când vin aici, vin acasă și mă bucur foarte mult. Și îi doresc Părintele putere, răbdare și mult și fericiță, sănătate. Și nu uit să spun și de Părintele Babel. El, ca întotdeauna, cu cadouri, deci, dacă Părintele Vecislav spune că de mulți ani, de acum se bucură de darurile pe care le primește, eu am, cred că, 25-26 de ani, nu de mult, după ce a început el să a devenit călugăr și a devenit preot, oricum, de câte ori mă ducem la mănăstire, o cărticică, o iconiță sau o șiriță, o primim în dar de la Dumnezeu. Mai târziu, cărți de slujbă, veșminte, crucea, cred că, o 7-8, dacă nu mai multe, dăruite de Părintele. Deci, eu sunt foarte bucuros că Dumnezeu le-a dat cugetul ăsta ca să deschid ușa asta și să-i fac din deget. Pentru că atunci a fost o chemare pentru Dumnezeu. Și eu mă bucur că El a primit această chemare și a urmat, cum spunea că poate eu m-am supărat atunci când s-a dus împreună cu un preasfințitul Petru, care tot era cu mulțumire pentru darul primit astăzi, și Preacuviasei Maicii, Parascheva, mă închid până la pământ. Știu că acolo se roagă pentru noi zi și noapte, sunt ca întreagă să facem rugăciuni. Preasfințitul Petru, n-a preasfințitul Petru când l-a luat, împreună cu el, stătea aici în altare, venit la noi la 100
De, părinte, de, băieți, ăsta la mine, hai, părinte, că am nevoie, acolo trebuie să niște. El era ca un argint viu. Deci nu stătea locul, ca și copiii ăștia, cum am notat, ne vedem astăzi. Și el mărturisește, că nu mai prind eu nici deodată, dar mine că eram și eu tânăr, știți? Și, mă rog, isteță, că atunci și avea să-i greșe. Cum îi liniștei? Pac, pac, și te cum să liniștiu, că nu ia. Moșul ca știi. Da, moșul ca mai ales săracul. El îl primește cel mai mult. Deci ei mă bucur că atunci am... Nu eram eu care să facă decizii. Era mai mult pe baza lui, dacă vrei. Și dacă îi dăm voie față, pentru că era fără părinți atunci. Dar mă bucur că am luat această cale, mă bucur foarte mult. Și îi mulțumesc cu Dumnezeu și Maicii Domnului că pentru rugăciune, pentru tot ce aici faceți. Bunul Dumnezeu să vă ține sănătos în tine și fericiți. Dar le sunt dar pe urma să le și la fel fericiți și cu frații mei, părintele Gheorghe, preotul meu care e primul aici ne-am cunoscut în sudul Moldovei și tuturor celor care astăzi ne-am cunoscut sau poate astăzi m-ați văzut din cei mai tineri. Bunul Dumnezeu să vă trimată sănătate, bucurie în suflet, pace, liniște și mult spor și ajutor de la Dumnezeu. Eu l-am rugat pe părintele, pentru că noi de la Italia tot avem nevoie de icoane, de lumânări, tot luăm de aici, pentru că în Italia nu sunt lumânări. Deci nu este o fabrică unde să facă lumânări sau să producă icoane. Și nu puteam să vin de la Italia cu ceva un dar ca să vă aduc și eu dumneavoastră astăzi așa o amintire. Și mi-am dorit o icoană cu botezul Domnului. Era de dorit cu să fie în ramă pus, așa cum știm noi să punem părere. Și aseară, după ce am venit de la aeroport, era în Chișinău, am sunat cu părinte și spune, părinte, am, nu în ramă, dar sunt foarte frumoasă, le avem aici la mănăstiri. Și stăman 200. Eu te cred că o să ajungă. Deci el a rugat părintele ca să le aducă, ca să fie din partea familiei noastre, câte o iconiță cu botezul Domnului. Dar dumneavoastră, mă rog să le puneți într-o ramă și să le veți acolo în casă, într-un colț, în colțul de rugăciune și să vă aduceți aminte din când în când cer Sfinte rugăciuni și pentru noi păcătoși. Și în spate chiar puteți să scrieți o zi de binecuvântare. Da, câte iconiță o să primiți împreună cu tămâia. Soborul de preoți care... Și aici o mică jertfă din partea familiei noastre pentru biserica de aici din sat, pentru Gaudă, care știu că aveți nevoie, s-a început lucrările, încă țin minte câți ani au fost, da? 5 ani. Da, s-a pornit Gaudă și așa, știți cum, greutățile sunt așa cum sunt și tot ce s-a făcut și iconostasul prin stărâța Părintelor și prin jertfa dumneavoastră a tinerilor care sunt peste plătare. Și cred că Dumnezeu ne va ajuta și să da un cuci de bun la cei tineri ca să mergem mai departe, să vedem și gata, la bun sfârșit, să vedem și în afară terminată biserică, că asta ne dorim, ca o căsuță la Dumnezeu frumoasă. Părinte, în numele Domnului, de la noi, puțin Dumnezeu să vă primate. Și Macica mai are ceva prin buzunar pe acolo. Cântăreața Tamara, pe care o cunoașteți toți, că ea rămâne cu Macica împreună, Angela, astăzi face 70 de ani. Eu aș vrea că mă tare să ai această cruce de argint de la Ierusalim, care am avut noi ocazia să luăm mai multe ca să facem și noi un dar cuiva, care a fost pe la toate locurile sfinte. Noi am fost de pe data de 9 noiembrie, când pe data de 16, da. Deci o săptămână. În numele Domnului, în ziua de naștere, să trăiți. Asta se numește crucea de la Ierusalim, așa sunt în crucea Ierusalim, Ierusalimscă. Da. La mulți ani, sau să vă pun eu la. Noi vă mulțumim mult pentru atenție, pentru prezență, pentru să-mi trească de noi.
acest mic modest, da? Părinții, eu închid de toate. Mulțumim. Stătiți-vă. Este mod, da? O convenință, dragoste și nădejde, pentru că fără acești oameni, nu ne vom putea mântui scopul fiecare creștin de pe această lume. Vă mulțumim și vă creștem într-adevăr să vă trebuie. Mulțumim. Pentru mine, pe microfonul. Părinte Gheorghe, noi vă mulțumim mult să fiți cu noi. Rugăm un cuvânt de felicitare. Stimați confrați, preoți, am avut azi o bucurie foarte mare să fac rugăciuni, să mă rog împreună cu cunoscuții preoți, dar mai mare bucurie am avut când am intrat în biserică. De mult n-am fost la sadâc, foarte de mult, și m-am bucurat când am intrat de șeie, că am văzut mari schimbări. Schimbări frumoase și înțeleg că în tot asta sunteți implicați toți. Mă bucur de dumneavoastră și că așa susțineți Părintele Paroc, că susțineți Sfânta Biserică și ia ca acum azi ne abandonați să sărbătorim așa o sărbătoare mare și bisericească și pentru dumneavoastră, ca hramul satului, ți-i cald pe suflet, ți-i bucurii când intri în biserică și vezi toate astea. Felicitările mele cu hramul satului, fiindcă sărbătoarea asta atinge fiecare familie, fiecare suflet. Asta nu e aparte a cuiva. Asta e la tot satul, la toată familia, la toată casa. Să simțiți bucuria asta care vă vine și suflet de la Sfânta Slujbă, de la Sfintele Rugăciuni. Și să duceți harul ăsta care l-ați primit azi la Sfânta Slujbă, să vă împărtășeți cu toți sătenii, cu toți oamenii din sat. Vă mulțumesc frumos! Încă o dată, părinte, mulțumesc că am avut invitație. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a întărit să stau azi și să mă rog împreună cu confrații preoți. Mulțumesc frumos și mulți ani! Mulțumim, părinte, primiți în dar, părinții, de fapt, azi fiu amintire, vizită de la sădă. Mulțumesc! Astrule, cu zărug și lucruri! Mulțumesc, cu sănătate și la urmă. Cum spune la București? Motiv și la București.